Organizația Teste de Târgoviște a alcătuit o viziune de ansamblu a orașului Târgoviște pentru anul 2035. În planul realizat de aceștia, municipiul este definit prin mai multe caracteristici care vin în susținerea unei dezvoltări durabile. În primul rând, este un municipiu cu o variantă de influență bogată, integrat de european, pentru două caracteristici importante, sustenabilitate și caracter. Este o comunitate deschisă într-un mediu dinamic, plin de creativitate. Este un centru multicultural și un element important în formarea resurselor umane necesare în interiorul arii sale de influență, dar și la nivel european. Este un mod important în regiune, plin de interacțiune care se realizează printr-o infrastructură performantă. Este un oraș accesibil și cu un grad ridicat de mobilitate. Este un oraș pilot, etalon în aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă, atât la nivel regional, cât și la nivel național. TSD Târgoviște dorește să fie punctul de plecare în acest proces de schimbare. Aceștia vor veni și cu un proiect despre cum văd ei spațiile publice la nivelul orașului și vor prezenta acest subiect într-o dezbatere publică.